Toți facem greșeli, însă unele costă prea mult. O greșeală de calcul poate strica o misiune pe Marte. Câteva pahare de tărie pot crea pierderi de miliarde. Iar nesiguranța îți poate strica șansa de a deveni incredibil de bogat. Acum te vei convinge de asta. În această ediție interesantă și incitantă vă voi ghida prin cele mai scumpe greșeli din istorie. Așadar, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! Uneori greșesc subantreprenorii, iar uneori inginerii și programatorii. Aceasta este o rachetă care a fost lansată pe 4 iunie 1996. De fapt, totul s-a sfârșit cu lansarea, deoarece Ariane 5 s-a prăbușit după 40 de secunde. Această lansare nefericită a devenit una dintre cele mai scumpe greșeli din istorie. Doar pierderile materiale au costat de la 360 până la 500 de milioane de dolari. S-a dovedit că prăbușirea a fost cauzată de o eroare software. Adică programatorii nu au trimis codul programului, iar această greșeală a dus la prăbușirea rapidă și la sute de milioane de dolari scurși în țeavă. Din păcate, neglijența și indiferența poate duce la greșeli și catastrofe monstruoase. Această catastrofă a avut loc pe 12 august 2015 în Tianjin. În portul orașului au explodat substanțe periculoase și instabile. Exploziile erau atât de puternice încât orașul a fost guduit de un cutremur. Din cauza exploziilor a început un incendiu imens care a fost stins cu ajutorul a sute de mașini de pompieri. În acest dezastru au fost multe victime, răniți și chiar dispăruți fără urmă. Paguba totală a fost de 15 miliarde de dolari, dar după cum s-a dovedit, motivul acestei catastrofe a fost neglijența chiriașilor depozitului în care au fost depozitate de 30 de ori mai multe explozibile decât era permis de la bun început. Este înfricoșător faptul că toate acestea s-au întâmplat nu într-un loc îndepărtat, ci în unul dintre cele mai mari orașe din lume. Vă mai amintiți de nava uriașă cu containere care s-a blocat într-un canal? Sunt sigur că da. Din cauza vântului și erorilor în control, nava Evergreen a blocat complet canalul. În primul rând, acest caz a dus la crearea multor memori, iar în al doilea rând, acesta a fost cel mai costisitor blocaj din istorie. Conform unor estimări, această greșeală a costat 230 de miliarde de dolari. Vă prezint o eroare care arată cât de important este să fii atent, mai ales când vine vorba de spațiu. Aeronava Mars Climate Orbiter a fost lansată de NASA în anul 1998. Ea trebuia să iasă pe orbita Marte pentru a explora condițiile atmosferice, temperatura și modificările la suprafața planetei. NASA deseori trimite astfel de dispozitive, însă acesta s-a prăbușit. Aeronava a intrat în atmosfera lui Marte pe o traiectorie mai mică decât era necesar. Motoarele ei nu au făcut față supraîncălzirii și Orbiter s-a prăbușit, și totul din cauza că subcontractantul a folosit un sistem de măsurare metric. În Statele Unite ale Americii sunt la fel de neînțeleși indicii de metri, kilograme și centimetri, precum și noua, funții, galoanele și uncii. Inginerii NASA nu știau că li s-a dat sistemul de măsurare metric, de aceea calculele greșite au dus la prăbușire. Ronald Wayne este cunoscut ca unul dintre fondatorii Apple. Datorită lui a apărut primul logo Apple. El a creat și manualul pentru Apple 1, dar în 1976 Ronald a renunțat la partea sa din companie, vânzând acțiunea sa de 10% pentru 800 de dolari, o sumă mică chiar și la acel moment. Am luat cea mai bună decizie atunci, îmbătrâneam și nu voiam să-mi asum riscuri, și celor doi nu le-a păsat, a spus mai târziu Ronald, referindu-se la Steve Jobs și Steve Wozniak. Potrivit unor estimări aproximative, valoarea acțiunilor sale ar fi acum de aproximativ 35 de miliarde de dolari. Îți plac animalele sălbatice, locurile necucerite de oameni și vrei să vezi cum funcționează de fapt legea junglei? Intră pe canalul Red Zebra. Linkul îl găsești în descriere. Cea mai scumpă și înfricoșătoare greșeală din istoria omenirii este accidentul de la Chernobyl. O lansare experimentală prost pregătită și executată greșit la centrala nucleară de la Chernobyl în aprilie 1986 a dus la o catastrofă a cărei amploare nu a văzut-o încă omenirea. Sute de oameni au murit, mii s-au îmbolnăvit, zeci de mii s-au confruntat cu riscuri pentru sănătate și au fost forțați să-și părăsească casele pentru totdeauna. Până acum, toate încercările de a calcula pagubele din accidentul de la Chernobyl rămân incomplete și nu definitive, deoarece consecințele acesteia vor afecta viața planetei timp de sute de ani.
Voi povesti despre cum niște pahare în plus de tărie au dus la pierderea a câteva miliarde de dolari. În anul 1989, petrolierul Exxon Valdez transporta 180.000 de tone de țiței. Capitanul a făcut o greșeală de calcul și tankerul s-a atins de pământ în coasta Prince William, lângă Alaska. După cum s-a dovedit, capitanul conducea în stare de ebrietate, de aceea era de aștepta să facă asta. În urma impactului s-a format o gaură prin care s-au vărsat în ocean peste 40.000 de tone de petrol. Zona accidentului era greu accesibilă, de aceea acolo se putea ajunge doar pe mare sau pe elicopter. Când salvatorii au ajuns acolo, pata de petrol a atins 28.000 de kilometri pătrați, iar 800 de kilometri de coastă era poluată. 28 de specii de animale erau pe cale de dispariție și 300.000 de păsări marine au decedat. Capitanul a creat o pagubă de aproape 5 miliarde de dolari și o mulțime de animale și păsări moarte. Dacă acum aveți în jur de 25-30 de ani, atunci ar trebui să țineți minte de incendiile din California care au făcut furor în Statele Unite în 2003. Dar cu siguranță nu ați știut că aceste incendii sălbatice au început de la o simplă prostie. Totul din cauza unui vânător de 34 de ani care în vara anului 2003 s-a pierdut în pădure. Conform uneia dintre versiuni, a vrut să indice poziția sa cu o rachetă de urgență. Conform alteia, a aprins un foc mare pentru a fi văzut din depărtare. Vânătorul a pierdut controlul la foc și acest lucru a dus la una dintre cele mai devastatoare incendii din istoria Americii. Incendiul a distrus peste 110.000 de hectare, a distrus aproximativ 3.000 de clădiri, a omorât 14 persoane și a provocat pagube generale în valoare de 1,3 miliarde de dolari. Cât despre vânător, el a fost condamnat la 960 de ore de muncă în folosul comunității și o amendă de 9.000 de dolari. Cu siguranță toți știu de Star Wars, când tânărul George Lucas s-a apropiat de 20th Century Fox pentru a realiza primul film Star Wars, compania nu era deloc sigură că noul film va avea succes. Pentru a-și acoperi investiția, Fox i-a promis tânărului regizor că va compensa tariful mic cu drepturile la veniturile filmului. Filmul în sine și toate episoadele care urmau să fie filmate. Mai mult de atât, Războiul Stelelor a devenit un mega hit, iar George Lucas, proprietarul drepturilor exclusive asupra francizei, doar în detrimentul acestea a notat mult timp în aur. Venitul estimat al lui a fost de aproximativ 27 de miliarde de dolari, iar 20th Century Fox nu a primit aproape nimic din această sumă. Uneori sunt suficiente doar câteva mișcări greșite ale degetelor care pot duce la pierderi enorme. Unul dintre brokerii japonezi știe asta. În 2005, la bursa de valori din Tokyo, au fost scoase la vânzare acțiunile companiei de recrutare Jacom. Jacom a impus societatea bancară de investiții Mizuho Securities să vândă o acțiune cu 160.000 de yeni, asta aproximativ 4.500 de dolari. S-ar părea că este imposibil să greșești într-o asemenea situație, însă brokerul a făcut asta. El a greșit totul și a trimis o cerere de vânzare a 160.000 de acțiuni a câte un yen. Desigur că aceste acțiuni ieftine au fost vândute imediat. În urma acestei greșeli, Mizuho Securities a pierdut cel puțin 225 de milioane de dolari, iar holding company a suferit pierderi în valoare de 400 de milioane de dolari. Câțiva ani urmă, firma franceză de cale ferate NCF a primit o comandă de a crea trenuri complet noi. Ei trebuiau să se încadreze în suma de 15 miliarde de euro. Muncitorii din NCF au creat multe trenuri noi, dar degeaba, deoarece acestea nu se potriveau cu șinele existente. Acestea erau prea înguste pentru vagoanele noi. Greșeala a fost observată prea târziu. În cele din urmă, au trebuit să schimbe toate liniile de tren, care erau în jur de 1000. Așadar, proiectul de 15 miliarde de euro a ieșit parțial, iar ministrul de atunci și-a părăsit postul. Cu siguranță ați auzit despre prăbușirea navetei Challenger, care a avut loc în anul 1986. Naveta spațială Challenger a explodat în 1986 la 73 de secunde de la începutul zborului său. 7 astronauți au fost uciși, inclusiv profesoara din Boston, Sharon M.C. Auliffe, câștigătoarea competiției profesor în spațiu, pentru care zborul spațial a fost recompensa victoriei. După cum a arătat ancheta, cauza dezastrului a fost un inel de etanșare defect al propulsorului de combustibil solid potrivit, care nu a putut rezista la sarcină și s-a prăbușit în timpul lansării. Paguba totală este de 1,7 miliarde de dolari. Însă acesta este un preț mare în comparație cu 7 vieți?
Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut episodul, atunci puneți un like și abonați-vă la canal pentru a fi la curent cu cele mai interesante videoclipuri. De asemenea, lăsați un comentariu. Cele mai bune vor apărea în episodul următor. Pe curând!